Soției. Doi bărbați au jefuit un sector de poliție din capitală. Indivizii au sustras un laptop și un monitor, bunurile personale ale doi ofițeri. Și dacă în alte situații tâlharii scapă basma curată, de această dată polițiștii s-au pus serios pe treabă. În câteva ore, suspecții au fost reținuți. Totuși, incidentul se pare că a șterbit din autoritatea oamenilor legii. La apariția echipei Jurnal TV, polițiștii au închis sectorul de poliție. În pofida aglomerației din zonă, hoții au ales să jefuiască sectorul de poliție de lângă gară. Judecând după reacția șefului de post, se pare că oamenii legii au încercat să tăinuiască incidentul. Ce fi deja? Păi avem informații potrivit cărora acum 2-3 zile mai mulți indivizi ar fi sustras de aici niște aparate și ar fi fost deja reținuți. Ușor să o clip, eu nu sunt pregătit să vă dau treaba declarații. O clip. După o discuție la telefon, Pavel Trohin ne-a recomandat să ne adresăm serviciului de presă al Ministerului de Interne. A urcat într-un automobil și a plecat. Exemplul i-a fost urmat repede de ofițerul operativ de sector, care a părăsit sectorul imediat după plecarea șefului. Mai multe detalii am aflat de la Comisariatul General de Poliție. Două locuitori ai municipiului Chișinău cu antecedente penale, care anterior au mai fost documentați de către acest sector de poliție pentru comiterea unor fără de legi, au prins pe timp de noapte în sediul sectorului de poliție, deteriorând termopanul, de unde au sustras bunuri căror aparțin colaboratorilor de poliție, adică personal. Pe urme, fierbinți persoanele au fost identificate și reținute. Potrivit poliției, hoții au pătruns în interior forțând geamul. Declarațiile oamenilor legii pot fi puse însă la îndoială. Acum, de exemplu, în biroul șefului de sector, oricine poate să intre fără să deterioreze fereastra, întrucât aceasta este întredeschisă. Comisariatul de poliție al sectorului centru a deschis o cauză penală. Bărbații sunt cercetați în stare de libertate și riscă o amendă de până la 20.000 de lei sau cel mult 4 ani de detenție.